fericirile. Dacă n-ai știut, ziua de 20 martie este Ziua Internațională a Fericirii. Vrei, nu vrei, măcar în această zi, trebuie să faci ceva, să încerci să intri într-o astfel de stare. Statistic vorbind, România se află pe locul 24, în timp ce Finlanda, Danemarca și Israel ocupă locurile fruntașe. Dar dacă citesc corect Scriptura, fericirea este în primul rând o promisiune personală și abia mai pe urmă o dispoziție cu iradiere socială, care pleacă înspre alții. Apropo, o lectură relaxantă și savuroasă este cartea Cum să fii fericit în România. În sine, tema te invită și te accesează. Mai mulți scriitori, oameni de cultură, în fascicule foarte scurte și accesibile, te invită să reflectezi împreună cu ei la stările subiective pe care le trăiesc în această țară, în care unii consideră că nu merită să mai stai, trebuie să pleci, să-ți cauți rostul în altă parte. Ceea ce e foarte valoros la această carte e că prinde legătura și cu perioada dinainte de 89. În mod special, articole cu privire la perioada aceasta, dar sunt și conexiuni cu perioada dinainte, ceea ce e foarte important. Spre exemplu, apar din Cioran câteva maxime. Uitați ce zice el la un moment dat. Să mergi de-a lungul râurilor și să spargi nuci ca vagabonzii și copiii. Asta e fericirea. Pe de altă parte, tot el spune, nu sunt fericit decât atunci când ambițiile mele dispar, ațipesc. Când se trezesc, neliniștea mea revine. Observați nivelul de regăsire pe care îl trăim în această paletă de opțiuni. Cazul Noica merită luat în seamă, o viață de mizerie, 10 ani de domiciliu forțat la Câmpul Lung, apoi 6 ani de închisoare dintr-o inițială condamnare de 25. În timpul domiciliului obligatoriu a trăit dând meditații de matematică și limbi străine, cu 5 lei ora. A declarat însă că pentru el a fost o încântare. Observi percepția personală a unei restriști, a unei perioade de îngrădire. A fost o perioadă de primenire spirituală și un prilej de meditație, de reflexie. La fel și faptul că nu a predat ca profesor universitar. S-a avut timp să se investească mult mai personal în ridicarea unor lideri și a unor oameni de cultură. Unii oameni în mijlocul lipsurilor au descoperit încântări și soluții salvatoare care nouă ne pot părea străine în vremurile pe care le trăim. Ce sentiment debusolant! Mă întreb dacă noi mai suntem capabili de atitudini salvatoare de genul acesta. Matei 5, 1-12 va fi textul care ne va orienta pentru duminicile următoare. Este textul pe care vi-l propunem și ni-l propunem să ne regândim, să ne interogăm trăirile, optica și percepțiile. În fiecare săptămână vom lua una dintre fericiri și vom încerca să o translatăm cum ar suna. Cum am putea o trăi? Unde ne-am putea verifica că suntem în spiritul, în inima acestor rostiri ale Mântuitorului? Așa că, fiind prima întâlnire, merită să ne reîmprospătăm toată această parte. Când a văzut Iisus noroadele, s-a apropiat de... s-a suit pe munte. Și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați.
Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fiii lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina integrității, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea, zice Domnul, oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Două lucruri mă scandalizează în fața acestui text. Plecarea Mântuitorului și fericirea enervantă pe care o repetă într-o lume zdrobită ca a noastră. Cum te-ai simți dacă copilul tău e pe moarte și Hristos te lasă baltă în mulțime, fără să-i pese și își vede de drumul lui urcând pe munte? Cum te-ai simți? Hai, gândește-te. Nu cred că ți-ar fi indiferent, nu cred că ți-ar fi tot una. Observați, Mântuitorul contrariază, procedează într-un mod în care noi nu ne așteptăm. De atâtea ori îl vezi în Scriptură apropiindu-se, fiind în mijlocul mulțimilor, luându-și rămas bun chiar și după o zi epuizantă, cum zice în Marcu 6. De data asta șochează toată audiența. Mulțimea lăsată baltă, el urcă pe munte. Poate că tocmai asta dă în vileac ce e în sufletul nostru. Am constatat că nu-ți pasă dacă îți dorești cu adevărat ceva până și o călătorie la capătul lumii. Dacă ți-ai pus în gând și îți dorești lucrul ăsta, o vei face. Păi, dacă există o nevoie, bisericile care de obicei mai de mult erau construite undeva sus, pe deal, la înălțime, exact asta încearcă să ne transmită. Că pentru a ajunge la Dumnezeu trebuie să conștientizezi, trebuie să se trezească o dorință în suflet. Ca să apuci drumul, să urci, să-L cauți pe Hristos, înseamnă că pentru tine contează să petreci timp împreună cu El. De ce pune pe pauză minunile? Așa se încheie capitolul 4, exorcizările, minunile pe care le face. Și dintr-o dată, stop, o secțiune specială, primul discurs masiv, care e un manifest al împărăției, care ne pune pe gânduri și care scoate la iveală toate blocajele și neputințele noastre în fața unor cuvinte atât de grele pe care Hristos ni le pune în față. Păi, în primul rând, Hristos practică prevenție, nu doar intervenție. În al doilea rând, își recrutează ucenicii spre lucrarea vindecătoare. Atunci când ucenicii cred, ascultă, duc mai departe mesajul, ei devin antidotul acestei lumi bolnave. Păi ce rost ar avea primele capitole care încearcă să ne familiarizeze cu identitatea cu totul și cu totul ieșită din comuna Mântuitorului? Rând pe rând, profețiile din Vechiul Testament, genealogia, cuvintele, mărturia lui Ioan, până și diavolul în ispitir, dacă ești Fiul lui Dumnezeu. Toate astea scot în evidență o identitate specială. Auzim rând pe rând. Iisus, Mesia, Fiul lui David, Fiul lui Dumnezeu, Emanuel, Dumnezeu cu noi. Identitatea e cea care îi conferă autoritate. Personalitatea legitimează toată învățătura pe care o dă altora. Aceasta e logica prin care abia de la capitolul 5 Hristos își deschide gura și începe să vorbească despre împărăție. Ei, cel de-al doilea lucru care mă scandalizează este caracterul ofensator al fericirilor. Nu cred că le poți citi altfel decât prin această lentilă. Ciudat loc de întâlnire de Hristos. Lacrimi, sărăcie, nedreptate, conflicte, chiar persecuție, pe bune. Dar ce faci? Dacă te găsești în punctul acesta, te oprești? Rămâi în blocaj, întorci spatele sau ești gata să treci dincolo de zgomot,
înspre a căuta voia lui Dumnezeu. Unul dintre traducătorii Scripturii, G.B. Phillips, a încercat să enunțe fericirile din perspectiva acestei lumi. Uitați cum ne ajută el. Ferice de cei băgăreți, că ei se descurcă în lume. Ferice de cei insensibili, căci pe ei viața nu îi rănește niciodată. Ferice de cei care se plâng, căci în final îi se face pe plac. Ferice de cei blazați, căci ei nu-și bat niciodată capul cu păcatele lor. Ferice de cei exploatatori, căci ăștia obțin rezultate. Ferice de cei bine informați, căci ei știu să se orienteze în lume. Ferice de cei puși pe scandal, căci pe ei îi remarcă oamenii. Doamne, cât adevăr, câtă onestitate și transparență în aceste observații. Adevărul e că faimoasele fericiri ale Mântuitorului ne cam întorc viața pe dos. Fericirea celor nefericiți eventual, năpăstuiți sau fericirea răsturnată pe dos este invitația acestui proiect al Mântuitorului. N-o să uit cât de marcat am fost de experiența pe care André Malraux, marele om de cultură francez, o împărtășește, întâlnind un preot paroh care timp de 50 de ani a ascultat durerile, confesiunile, mărturisirile oamenilor. Și avea o curiozitate. Spune-mi, te rog, ce ai învățat despre om? Și acest preot a răspuns simplu. În primul rând, am constatat că oamenii sunt mai nefericiți decât credeam eu. În al doilea rând, concluzia indubitabilă este că nu avem adulți. Când am citit cuvintele astea, am zis, cuvintele astea reprezintă toată teologia la care am ajuns în prezent. De-a lungul anilor, cu fiecare nouă experiență și interacțiune, am învățat să am mai mult respect pentru oameni, pentru durerile pe care le poartă în suflet, pentru necazurile prin care trec. Și lucru și mai șocant, faptul indubitabil că nu există adulți, că fiecare ne trăim viața într-o doză de imaturitate. Că în permanență există această nevoie de creștere. Oare nu asta te pregătește pentru fericirea de care vorbește Hristos? Și observați prin faptul că un preot face mărturisirea asta, cât de salvatoare experiența pentru cei care livrează cuvântul lui Dumnezeu. Că e ușor să vii să spui de aici oamenilor cum ar trebui să fie, cum ar trebui să trăiască, dar Hristos nu face așa. Și ceea ce mă șochează este exact dovada de realism, de bun simț, de realitate în care aterizează cu toate fericirile astea. Pleacă exact din punctul în care te afli. Și de acolo vrea să te ajute. Și acesta e lucru capital care însoțește călătoria noastră. Vocația subversivă, contraintuitivă, neașteptată a fericirilor oferite de Iisus, scandalizează. Asta e provocarea majoră pe care trebuie să o ținem în minte în absolut fiecare fericire pe care o vom parcurge. Pe de o parte, vedeți, validează realitatea lumii în care trăim, pe de altă parte, îți sugerează că o poți lua de la zero. Experiența neplăcută poate fi un nou început. Dar mai înainte de a intra în scandalul primei fericiri, vă întreb câte fericiri avem, 8 sau 9? Dacă ai numărat bine, vei vedea că se repetă de 9 ori. Părerea mea e că avem doar 8 fericiri. De ce? Primele 4 dispoziții vindecătoare ale sufletului sunt către sine și către Dumnezeu, următoarele 4 sunt către ceilalți din jurul nostru. Singur înaintea lui Dumnezeu, primele 4, și împreună cu ceilalți, următoarele, cum zice și Stott. Oamenii în nevoie și în slujire. Fericirile pasive și active. Fericirile disperării și ale implicării. 2 grupuri de câte 4. O invitație la interioritate și caracter. Fiecare dintre cele 2 grupuri au în original exact 36 de cuvinte. Prima și ultima subliniază aceeași promisiune. Căci a lor este împărăția cerurilor. Căci a lor este împărăția cerurilor.
E o unitate tematică în care te alertează cu privire la subiectul care deschide și închide tematica. Primele patru, în original, toate încep cu o aliterație, cu același cuvânt, cu litera P. Fiecare grupaj se încheie pe tema neprihănirii. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire. Și apoi în versetul 10, ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii sau integrității. Pentru cea de-a noua trebuie să mai așteptați până ajungem acolo. Vă dau totuși un spoiler. Mutația pronumelui relativ, ferice de cei, către forma personală, ferice va fi de voi, când din pricina mea, reprezintă cheia înțelegerii celei de-a noua fericiri. Ne arată că asumarea personală a fiecăreia îi o imposibilitate fără ajutorul lui Iisus Hristos. Păi, de ce ne-am bate capul cu fericirile? Trei motivații scurte care să ne țină focalizați. Cine le înțelege are dezlegarea întregului mesaj al predicii de pe munte. Nu-mi spuneți că n-ați rămas descumpăniți când ați citit acest material, această secțiune. Cum, Doamne, iartă-mă să o înțelegi, să o pricepi, dar mi-te să mai și trăiești ceea ce zice Hristos aici. Ați auzit că s-a spun, dar eu vă spun. Ei, fericirile îți oferă cheia care te ajută să dezlegi această enigmă. În al doilea rând, reprezintă o invitație la interioritate și caracter. Primele fericiri ne invită să conștientizăm anumite dispoziții care pot să ne transforme cu adevărat în oameni de caracter. Ați observat? Hristos se întoarce la lege, la decalog. Ați auzit că s-a zis să nu ucizi, dar eu vă spun. Ați auzit că s-a zis să nu comiți adulter, dar eu vă spun. Și ce face? Nu face decât să ne întoarcă să conștientizăm propriile motivații cu care operăm în viața de fiecare zi. Și să începem rezolvarea problemei de acolo. Cu alte cuvinte, totul ține de faptul dacă suntem sau nu conștienți cu privire la inimile noastre. Și în al treilea rând, cine știe? Poate că fericirile ne oferă favoarea nebănuită. Fericirea neverosimilă, care n-ai crezut-o vreodată posibilă cu privire la viața ta. Iată câteva motivații care ne vor ține atenți la ceea ce urmează. Dar ce spune Iisus despre fericire? Te-ai întrebat vreodată? Iată, din punctul meu de vedere, cum arată fericirea după Iisus. În primul rând, trebuie să ții cont că fericirea este un pariu riscant și periculos. Am întâlnit oameni care erau aproape să-și frângă gâtul din pricina acestei căutări imposibile cu privire la fericirea. În al doilea rând, fericirea este o ecuație paradoxală. Nu se derulează cum te aștepți, cum vrei tu, ci este o experiență care te ia prin surprindere. Hristos te invită să rămâi în locurile, în anotimpurile neplăcute și să aștepți ajutorul lui Dumnezeu în tăcere și să lași pe El să te conducă, să te călăuzească, să te scoată la liman. În al treilea rând, fericirea se conjugă cu verbul a fi, nu cu verbul a avea. Arată-mi o singură fericire din cele opt care îți promite fericire în funcție de ce și cât ai, de posesiuni, de realizările, de ordin material. Toate sunt condiții, atitudini relaționale, personale, în care contează identitatea, ceea ce realizezi că ai deja de la Dumnezeu. Fericirea nu poate fi urmărită, ci survine. Asta e un lucru extrem, extrem de interesant. Cu cât vrei să te apropii mai mult de ea, cu cât crezi că ai pus mâna pe ea, cu atât îți scapă printre degete. Ea survine. Dacă ar fi să folosesc limbajul Scripturii cu privire la această idee, ar fi ceea ce spune Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu 11. V-am spus lucrurile acestea pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie cum?
de plină. V-am spus aceste lucruri, dacă citești cu un verset mai sus, vezi poruncile în care ne cheamă să rămânem în El, în ascultare. Ce învăț de aici? Bucuria în împărăție este un produs secundar al ascultării de Dumnezeu. Dacă ești gata să plătești prețul ascultării, vei ajunge să guști, să experimentezi bucuria pe care o promite. Și cinci, fiecare fericire se confundă, țese, o realitate a armoniei și a păcii. Nu știu care e definiția ta cu privire la fericire. Pentru mine, fericirea înseamnă să trăiesc în armonie cu sinele meu, cu Dumnezeu și cu ceilalți. Ăsta e sentimentul inconfundabil că aparții unei realități indestructibile. Fericirea pe care o vom studia astăzi, am tradus-o, poate șocant, fericirea de la capătul puterilor. Îți vine să crezi că în punctul în care simți că lucrurile plesnesc, îți gata să se ducă vraiște, există o putere a lui Dumnezeu care te așteaptă. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor, ne spune în traducerea Cornilescu. Cei mai mulți suntem familiarizați cu această formulare, dar în cultura românească e o piedică din start. Mă tot gândesc la oamenii care aud, fie în context ortodox la înmormântări, fie în alte ocazii citite cuvintele astea, cât, ce simt ei? Pentru mulți intră lucrurile în blocaj, pentru că se gândesc, ce înseamnă să fii sărac în duh? Înseamnă că doar cei care au anumite lipsuri, nu-i duce mintea, au anumite limitări, o anumită constituție, pe ei face fericiți Hristos. Cum am putea gândi atât de subțire, atât de slab în privința asta? Dacă îi dăm dreptate lui Ambrozie, episcopul Milanului, acesta spunea, această fericire nu doar e prima la rând, ci și cea care le generează pe toate celelalte. Nu știu dacă observați greutatea care apasă pe această primă fericire și a o înțelege corect. Poarta de intrare în împărăție, în mesajul predicii de pe munte. Cred că cel mai mult m-a ajutat traducerea din limba engleză a lui Eugene Peterson din The Message. Uitați ce spune el. You are blessed when you are at the end of your rope. With less of you, there is more of God and His rule. Ești fericit când ai ajuns la capătul puterilor. Mai puțin din tine, cu siguranță înseamnă mai mult din Dumnezeu și din stăpânirea sa. Dar nu pot să nu te întreb, dar de ce? Dar de ce procedează Dumnezeu așa cu noi și ne aduce la limita imposibilului, pe marginea prăpăstiei, în momentul în care simți că lucrurile plesnesc? Îi oarecum destul de simplu, e mai greu de trăit, mai ușor de explicat. Pentru că până în punctul ăla, undeva în fundal, ai impresia că tu poți să-ți manageriezi viața. Că tu ești în control, că tu ai soluție. Sărăcia în duh, exact asta vrea să-ți transmită. Că nu ai nici, subliniez, absolut nici o soluție. Asta înseamnă sărăcia în duh. Interiorizare, disperare și realizezi că dacă nu există un Dumnezeu și dacă acest Dumnezeu nu intervine, nu ai scăpare și n-ai nicio șansă. Tocmai de asta e atât de greu, că încercăm să facem tot ce ne stă în putință să evităm disperarea, limita aceasta imposibilă la care suntem supuși. În perioada de pandemie, nu voi uita, am avut un Zoom cu o comunitate din diaspora și o doamnă a rămas atât de surprinsă și de uluită de traducerea aceasta, încât a găsit o salvatoare pentru situația în care se afla. Avea în îngrijire în familie vârstnici și cine au lucrat și a avut parte de lucrul acesta, știți că aduce epuizare de orice resurse. Și a zis, niciodată nu m-am gândit că în momentul în care nu mai am nici o resursă, Dumnezeu mă așteaptă și îmi dă putere să merg mai departe. Sau un alt caz, o persoană care a spus cele două miracole care i s-au întâmplat în viață, fost falimentul în business și un cancer pe care l-a descoperit în corp. Omenește vorbind, pare curată nebunie.
Dar dacă realizezi că lucrurile acestea te pot salva în adevăratul sens al cuvântului, de fapt descoperi înțelepciunea în formă pură pe care o poți găsi. Și observ, lucrurile astea nu sunt oferite în grămada de știri pe care le urmărești pe internet, în agitația vieții de fiecare zi. E o călătorie, trebuie să călătorești cu frământările astea ca să te scoată la liman, să te ajute. Iată fazele pe care eu le înțeleg în această fericire la care ne invită Hristos astăzi. Sunt trei puncte după care ne putem evalua parcursul. În primul rând este vorba de conștientizare, interiorizare, în al doilea rând disperare și după disperare ajungem la transformare. Devenim conștienți cu privire la anumite lucruri față de care eram orbi înainte, ne trezim la realitate, conștientizăm că nu avem nici o soluție, că toate variantele ni s-au epuizat și în această așteptare se întâmplă miracolul, favoarea dumnezeiască în care Dumnezeu intervine în viața noastră. Îngăduiți-mi să vă ofer câteva texte din Scriptură ca să vedeți realismul cu care Biblia vorbește despre lucrurile acestea. Isaia 57:15. Căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc, reține cuvântul ăsta, în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Pe Dumnezeu îl găsești doar în cer și în conștientizarea acută a nevoii pe care o ai după El. Zdrobirea și smerenia, observați, chiar dacă sunt termeni diferiți, sunt cuvinte echivalente cu privire la disperare și cu privire la sărăcia lăuntrică. Dar ceea ce mi se pare absolut remarcabil este efectul palpabil al acestui traseu disperant. Și anume că Dumnezeu promite înviorare și Dumnezeu promite încurajare sau îmbărbătare. Astea nu le poți avea la nivel teoretic fără să treci, fără să traversezi ruta coborâtoare a acestei experiențe. Una din mărturiile pregătitoare pentru botez, care efectiv m-a uluit, un tânăr spunea, de mai multă vreme vin la via, când îs aici, golul mi se umple, când plec afară, îs atras de alte lucruri. Ce de multă vreme am pendulat între aceste realități și am înțeles că nu se mai poate așa, că ăsta e locul în care vreau să aparțin. Observați, dumirirea asta a noastră cu privire la nevoie, disperarea, necesită o călătorie care nu îi întotdeauna plăcută. Încă un text din Vechiul Testament, Isaia 66, versetele 1 și 2. Așa vorbește Domnul: cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți? Vă aduceți aminte de reverberația acestor cuvinte în Faptele Apostolului, capitolul 7, în care avertizează că Dumnezeu nu poate să fie confundat cu un lăcaș, chiar și templul din Ierusalim. Nu poți idolatriza o clădire. Și uitați ce spune Dumnezeu despre clădiri încă din Vechiul Testament. Ăsta e șocul pe care ți-l rezervă un text ca acesta. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți? Toate aceste lucruri doar mâna mea le-a făcut și toate și-au căpătat astfel ființă, zice Domnul. Iată spre cine îmi voi îndrepta privirile. Spre cel ce suferă și are duhul mâhnit. Spre cel ce se teme de cuvântul meu. Casa favorită a lui Dumnezeu, ciudat, este o inimă rănită, mâhnită și care se teme de cuvântul lui. Același lucru îl găsim și în Psalmul 34:18. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Conștientizarea te ajută să vezi că îți lipsește ceva, disperarea că nu ai soluții, iar transformarea, că despărțiți de El, nu putem face nimic. Așa e, ce ușor e să spui de pe buze, despărțiți de El, nu puteți face nimic. Dar trăirea acestui verset
te desface bucată cu bucată. Așa se explică disperarea și discrepanța și polarizarea dintre sărați și bogați pe care o găsim în relatarea din Evanghelia după Luca. Cuvântarea din câmpie, care reia fericirile dintr-o altă perspectivă. Și zici, bă, stai un pic, ce se întâmplă? Se contrazic cei doi apostoli, ucenici ai Domnului? Uitați ce spune Luca 6:20-24. Ferice de voi care sunteți săraci, nu există nicio explicație, săraci în duh, în interior, cei care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. No, ce facem cu această variantă? Ce vrea să spună Mântuitorul? Că un om bogat n-are nicio șansă? Nu cred că la așa ceva se referă. Ci vrea să sublinieze că un om năpăstuit are șanse mult mai mari să se trezească, să conștientizeze că îi lipsește ceva. Iată cum aș formula lucrul acesta. Nu condiția precară, ci dispoziția corectă oferă acces în împărăția lui Dumnezeu. Am întâlnit oameni săraci care își ridicau mâinile în sus, în văzduh, înspre Dumnezeu, dar am întâlnit și oameni care pur și simplu au intrat mult mai lesne în această experiență a sărăciei interioare și a nevoii după Dumnezeu. Filozoful danez Søren Kierkegaard are o carte scrisă pe tema disperării intitulată Boala de moarte. Boala generației moderne. Oameni care nu le pasă de Dumnezeu, nu sunt interesați dacă au sau nu un suflet, care sunt foarte superficial, care intră într-o rutină lor. Și ia și disecă disperarea sub toate formele ei. În esență, el spune, disperarea vine fie umblând după cai verzi pe pereți și ignorând că ai un suflet, fie sfidând oferta infinită a lui Dumnezeu pentru a putea deveni tu însuți înaintea lui Dumnezeu. Nu există altă cale. Cred că cea mai frumoasă explicație cu privire la tânărul bogat pe care am găsit-o, am întâlnit-o aici la el. Știți ce zice Mântuitorul? Cum își șochează audiența când spune... Tânărul bogat pleacă, îi întoarce spatele și el rostește în auzul ucenicilor. Îi mai lesne să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Și ucenicii șocați. Și cine poate atunci să fie mântuit? Și Hristos ne lasă acele cuvinte. La oameni este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Uitați cum explică Kierkegaard. Credinciosul deține antidotul etern și sigur împotriva disperării. Posibilitatea. Căci pentru Dumnezeu în orice clipă totul este posibil. Asta face posibilitatea. Crezi sau nu crezi? Accepți sau nu accepți? Intri sau rămâi deoparte? Posibilitate. Cât de simplu sună. Cât de greu ești când se pune problema să fii în fața faptului. Kierkegaard spune mai departe, dar decizia survine abia când omul este adus la limita extremă. Acolo unde, din perspectiva omului, nu mai există nici o posibilitate. Atunci se pune problema dacă el vrea să creadă că pentru Dumnezeu totul este posibil. Adică, dacă vrea să creadă. Poate că cel mai bine vedem o astfel de atitudine când o situăm în contrast. Ai remarcat că bijuteriile și pietrele prețioase sunt așezate pe o bucată de catifea de culoare închisă? Ei, așa poți să înțelegi fericirile prin contrast. Sărăcia noastră interioară este diametral opusă unei inimi împietrite, îngânfate, atot suficiente, care nu are nevoie sau are impresia că nu are nevoie de nimic. Vă vine să credeți că în Apocalipsă există o biserică pe nume Laodiceea și Mântuitorul spune despre ea, fiindcă zici, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic, și nu știi că e sărac, ticălos, gol și orb. Nu știu cât de șocat ești tu.
E vorba despre realitatea unei biserici. Și cea mai puternică senzație salvatoare e să realizezi că te poți afla într-o astfel de primejdie. Observați? Până la urmă, sărăcia în duh, sărăcia interioară, nu e o stare care apare undeva la începutul apropierii noastre de Dumnezeu, ci ceva care ne caracterizează pe tot parcursul vieții. Ferice de cei care își conștientizează golul, sărăcia interioară, inadecvarea, neputința, epuizarea tuturor variantelor și își îmbrățișează condiția cu încredere în Dumnezeu. Și mai apoi, doar cei care și-au atins pragul, limita extremă a sărăciei spirituale, emoționale și psihice, vor afirma. Doar ăștia vor afirma că nu pot și nu vor să trăiască fără Dumnezeu. Dar să fie fericirea promisă de Hristos o realitate prezentă sau una viitoare? Dacă am fost atenți la cuvintele fericirilor, am văzut că prima și ultima reprezintă o promisiune prezentă, căci a lor este împărăția cerurilor. Toate celelalte sunt promisiuni la viitor. Vor fi mângâiați, vor moșteni pământul și așa mai departe. Și atunci ce facem cu această împleticire între viitor și prezent? Păi fiecare dispoziție e însoțită de o promisiune. Iar promisiunea lui Hristos e atât o realitate prezentă cât și una viitoare. Poate că cele două nu se exclud, ci se îmbrățișează, se ajută una pe cealaltă, sunt complementare. Spre exemplu, nu cred că la fericirea următoare, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați, Hristos promite că doar în cer Dumnezeu, așa cum apare în Apocalipsa 21, va șterge orice lacrimă din ochii lor. Eu nu cred că mângâierea, consolarea lui Hristos se reduce la atât, ci cred că este și o promisiune prezentă pentru noi. Cum altfel ne-am putea explica jurnalul fericirii memorialistică de închisoare, în care Steinhardt pune în scris ce idee a avut să numească aceste experiențe, această perioadă de încarcerare, jurnalul fericirii, locul întâlnirii, experimentării puterii lui Dumnezeu. Căci a lor este împărăția cerurilor, s-ar putea traduce în felul următor: speranță dincolo de moarte, a cărei prezență e la îndemână, pentru care cei interesați sunt încurajați să se roage, în care nu toți vor intra, ea implică domnia efectivă a lui Dumnezeu prin Hristos și realitatea indestructibilă a făgăduinței sale. În Daniel capitolul 2 există o imagine absolut superbă, visul pe care Nebucadnețar îl are, și Daniel, când îi apare în față și fiind tulburat de această imagine, zice: s-a desprins o piatră fără ajutorul vreunei mâini și a izbit chipul acela și s-a făcut ca praful în arie vara. Iar piatra aceea s-a transformat într-un munte care a umplut tot pământul. Asta e împărăția lui Dumnezeu. Toate imperiile despre care am citit în istorie vin și pleacă. Însă este o realitate la care ne invită Hristos prin aceste fericiri. Până la urmă, credința ta și a mea pune la test toată greutatea slavei divine. Ecuația paradoxală a fericirii. Fericirea de la capătul puterilor. Fericirea se instalează prin adulmecarea unei alte nevoi mai adânci în sufletele noastre. Șadar, conștientizare, disperare, transformare. Dacă provocarea fericirilor e atât de personală și întrebările pe care le ridică la fileu sunt pe măsură, iată întrebările la care te invit să reflectezi în zilele următoare. Tu realizezi că îți lipsește ceva.
cât de convins, disperat, am ajuns. Și trei, cât de recunoscător mă simt pentru miracolul vieții. Să fie o pură coincidență faptul că oamenii care au experimentat adicția și dependența de alcool și de alte substanțe au înțeles cel mai bine pașii biblici pe care trebuie să-i parcurgă un om. Primii doi pași din cei 12 ai alcoolicilor anonim sună în felul următor. Am recunoscut că suntem fără putere în fața acestei probleme și că nu mai suntem stăpâni pe viața noastră. Și doi, am ajuns la credință sau convingerea că o putere superioară nouă înșine ar putea să ne redea sănătatea mentală. Cum arată credința ta și a mea? Viața spirituală, spunea Brennan Manning, începe prin acceptarea sinelui nostru rănit. Dacă aș aduna într-o propoziție, tot mesajul din această dimineață ar suna astfel: ferice de cei ce conștientizează și disperă, pentru că ei vor vedea transformarea.